Aproape 8.000 de familii din Gorj beneficiază de alocația suplimentară. Pentru câteva sute dintre ele, ajutorul a fost fie tăiat, fie suspendat. Părinții vor afla în această lună că absențele odraslelor au dus la măsura drastică. S-a diminuat alocația pentru susținerea familiei în cazul a 361 de familii și s-a suspendat alocația pentru aproximativ 295 de familii. Aceste măsuri au ca scop diminuarea absenteismului școlar și responsabilizarea familiilor care au copii și lipsesc de la cursuri. Părinții spun că măsura este foarte bună în cazul liceenilor și speră să-i sperie pe chiulangii. Dacă sunt la liceu, cred că e bună, că îi motivează pe părinți să fie mai atenți. Diminuarea cu 20% a alocației se aplică pentru elevii care au 10 absențe nemotivate și se menține până la 20 de chiuluri, pentru care se calculează o reducere de 50%. În situația în care mai mulți copii dintr-o familie înregistrează absențe nemotivate, diminuarea se aplică pentru fiecare elev în parte și se menține pe o perioadă de 3 luni, februarie, martie și aprilie. Dacă numărul absențelor nejustificate este mai mare de 20, atunci se trece direct la suspendarea, care este valabilă până la următoarea situație transmisă de inspectoratul școlar.